Unchiule Costache! Unchiule Costache! Unchiule Costache! Aici nu se așează nimeni! Dar papa! E Felix! El e? Da! Sunt Ofelia! Cum? Nu mai recunoști? El este Felix. Care va să zic că el este Felix despre care mi-ai spus atâtea. Da. Ia, este tanti Aglaia. Sora lui papa. Iar ea, ia Orica. Verișoara Orica. Stai cu una, doamnă. Dar ești băiat în lege. Intră la facultate, tanti Aglaia. Și ce facultate vrei să urmezi? Medicina. Te-ai vedat că se înțelege? Foarte frumos. Da, a fost dorința tatei. Meserie nesigură. Să umbli după clienți. La noi Felix are venitul lui. Da, da. Ofelia, poate să fără domnului Felix. De ceva mâncare, de mâncare. Vai, am fost atât de zăpăcită. Baba, avem ceva de mâncare în casă? Mai ai dat o carte. Proaste cărți. Atilia, poate este somnul lui Felix. Am uitat complet să-ți pregătim o cameră. Vino. O să dau mina mea. Ia, Weisman. Îmi pare rău, Felix. M-a tot ținut domnișoara Aurica la ea în cameră. N-am știut ce să fac. Unchiule, acesta este domnul Weisman. Simte-te ca acasă, mănâncă și bea fără economie. Familia amestecată și simpatici și antipatici, așa că nu-ți place să cataloghezi numele. Vă aduceți aminte ce frumos cânta Eugenia la pian? Doar ce atingea clapele și sunetul pe care îl scotea era angelic. Ești tare rău, tăceasă, tantea Clara. Otilia cântă minunat, ca o artistă. Nici nu e nevoie să știi să cânti la pian. De în casă cu lui nostru. Pun, ac și gata. Mozart, Van Gogh, Vals. Dansați? Domnule Weisman, deja plecați? Da, este foarte ziua și trebuie să plec. Păcat, aș fi putut să mai stai, să veniți pe la mine, mâncam niște prăjituri făcute de mine. Altă ocazie și cu mare plăcere. Totuși păresc cam panică. Ce s-a plăcut dumneavoastră? Vă recomand niște injecții cu capolider. Sunt foarte ieftine. Vi le pot prepara chiar eu. În orice caz, bună seara. Ai de domnul Weisman? E, mamă, lasă, nu-i de nasul tău. Așa te-am crescut eu? E sărac, mamă, lasă că-ți găsesc eu altul. Pentru Dumnezeu, Otilia, mă nebunești. Pleacă și lasă-mă în pace, du-te și căsătorește cu Pascalopol. M-ați nebunit cu Pascalopol, eu vorba fără sens. Cineva a spus că m-a mărit cu el. Țin la el așa cum țin și la tine. Otilia, vreau un cuvânt limpede din partea ta. Și care ar fi acela?
Un cuvânt limpede. Dacă mă iubești cu adevărat, să ne căsătorim. Să presupunem că ne-am căsătorit. De ce presupunem asta? Pentru că ce nu există, se presupune. Când am putea o face? Cât de curând. Fără căsătorie nu putem sta împreună. De ce crezi asta? Pentru că te iubesc cum un om normal trebuie să facă și nu pot fi loial decât viitoarele mele soții. Dar, Felix, dacă eu am chef să colim lumea, să fac cele mai nebunești meserii, să ajungem chiar dansatori în Mexic, ce spui? Ai renunțat la studiile tale pentru mine? Încerc tu asta? Nu știu era asta, Felix. Era o întrebare nebună. Da. Dacă chiar ții la mine cu adevărat, te las pe tine să decizi. Ai dreptate. Te iubesc. Eu voi decide ce-i de făcut. Până atunci, îmi este somn. Noapte bună, Felix. A, și nu uita. I-ai promis o tască locul când mergem în vacanță la conacul lui. Da, da, i-am promis. Eu l-am cunoscut pe tatăl dumitale la Iași. Îi seme mult, nu-i așa, domnișoară Otilia? Da, da, sigur. Ar fi ajuns un om celebru. Poate că sunt și eu un astfel de ratat. Îmi doresc totuși ca aspirațiile mele de natură artistică să se realizeze prin domnișoara Otilia. Cum îmi stă? Grozav, îmi permit să ți-l ofer? Pascalopoli e un bărbat chic. Păcat că este singur. Mergem afară? Hai! L-am așteptat cu masa. Eu la moșie nu sunt un tip prea agreabil pentru tine ca dumneavoastră. Cum poți să spui așa ceva? Știi că te iubesc. Vă rog, domnișoară Otilia, luați loc. Vreți să fiți gazdă? Cum să? Pascalopol, nu știu dacă ți-am spus, dar pe noi părinții ne-am logodit de când eram mici. Care e schimoși? Felix, trebuie să mă ierți. Am plecat. Pentru tine, cel mai important lucru este viitorul tău. Tu trebuie să înveți. N-ai fi avut timp și pentru mine. Nu știu dacă voi fi fericită cu el, dar am vrut să fiu liberă. Să văd lumea. Mi-e dor de tine chiar acum când îți scriu. Ce va fi mai târziu, nu știu. În afară de Pascalopul, totul îmi va fi străin. S-ar putea să mă întorc. Tu știi că mă plictisez repede oriunde. Dar să nu mă aștepți. Dacă vei găsi o fată care să te iubească, să fii fericit. Îți doresc mult acest lucru și trebuie să mă uiți. Sunt sigură că vei putea. Ce împrejurări! Ciudate ne întâlnim, Felix! Adevărat, Pascalopole. În buzunarul meu drept e un portofel pe care am pus-o cu Otilia. Unde e? Este această lume, Otilia să-mi spun. Neantul face glume, ca un demon haihu. Ce este această lume? E ca un leder. Te așezi? Poate să nu mai și pe mă întreb și pe mă întreb cum. Filmezi? Poate. Deci, Blackout? Este mătușa Aurica. Aglaia. Aglaia, yes. Salut!
Da, mi-aduc aminte. Uten! Băti! Pace! Hai! Aici nu se așează nimeni! Dar, papa! Hai, m-aș plăte drept! A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. În portofelul meu stâng. Hai, hai, mai dă-i dată. Hai. Strigă de-a Costache? Da, da, el a murit, lasă. Ei. Ia vezi aici. Pam. Pam. Artistic. Ias. Da. Gata. Un cuplu fericit. Gata.